găsit, doamnelor și domnilor, sunt Narcisa Fița, începem jurnalul orei 15. În această lună, municipiul Râmnicu-Vâlcea a câștigat premiul de excelență pentru regenerarea urbană a spațiilor publice, în cadrul galei Asociației Municipiilor din România. Orașul nostru a fost premiat pentru amenajarea de spații verzi și reabilitarea clădirilor de locuințe. Municipiul Râmnicu-Vâlcea a primit premiul de excelență în regenerarea urbană a spațiilor publice. Da, vreau să vă spun de la început că sunt extrem de fericit că am obținut un astfel de premiu la a patra ediție a AMR-ului, Asociația Municipiilor din România. Vreau să vă spun să încep prin a mulțumi întregului colectiv din cadrul primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea. A fost un efort constant. A fost un efort fantastic prin atragerea fondurilor europene pentru a vedea un efort din partea angajatorilor primăriei de a vedea în permanență tot ceea ce au nevoie locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea. Din perspectiva edilului, pentru alegerea Râmnicului au cântărit mult proiectele de infrastructură în ceea ce privește reabilitarea termică a blocurilor, precum și crearea de noi locuri de parcare în oraș. Pentru regenerarea urbană a spațiilor publice am prezentat mai multe proiecte pe care le-a făcut municipalitatea și aici aș începe cu, am prezentat parcarea de la casa tineretului din Ostroveni, am prezentat pasajul peste calea ferată care a fost finalizată anul trecut, am prezentat izolația termică a blocurilor, pentru că suntem pe un loc fruntaș în țară la numărul de blocuri izolate termic. Aici am prezentat cele trei parcuri pentru care am atras fonduri la Uniunea Europeană, mă refer la Parcul Zăvoi, care va fi gata în 15 ianuarie, la parcul de la hidrocentrale, care deja a intrat în linie dreaptă pentru a se începe modernizarea, parcul din Ostroveni. Toate aceste proiecte au făcut să determine această comisie, să ne acorde acest premiu de excelență. Pe viitor, pentru dezvoltarea urbei, administrația are mai multe planuri. Printre cele mai importante se numără introducerea stâlpilor de iluminat cu LED, modernizarea bazei ETA și achiziționarea altor 26 de autobuze ecologice. Unul dintre proiectele cele mai importante cu care ne mândrim și ne vom mândri pentru că este în implementare este, de exemplu, introducerea sistemului de iluminat în 20 de străzi cu sistem LED, cu sistem de monitorizare centralizat. Sper că anul viitor, până în vara anului viitor, acest proiect va fi implementat. Pe lângă acest proiect, e un proiect de 5 milioane de euro, mai avem un proiect de 5 milioane de lei pentru schimbarea lămpilor, efectiv a lămpilor pe toate străzile din municipiu care vor fi montate lămpi cu LED și consumul este mult mai mic. Alt proiect extraordinar de mare, care ajunge undeva la peste 30 de milioane de euro, mă refer aici la modernizarea flotei de transport, autobuzele ecologice care sunt pe gaz comprimat, municipiul Râmnicu-Vâlcea și mai avem amacinat 26. Conform spuselor primarului Gutău, Râmnicu-Vâlcea se află pe primul loc la implementarea fondurilor europene în zona de sud a țării. La Biblioteca Județeană Antimi Viranul a avut loc pe 6 decembrie deschiderea oficială a Târgului de Carte pentru Copii și Tineret, ediția 15-a. Ca și anul trecut, manifestarea s-a desfășurat online. Pentru iubitorii de carte, setea de lectură este greu de potolit. De aceea, Biblioteca Județeană Antimi Viranul a organizat și cea de-a 15-a ediție a Târgului de Carte pentru Copii și Tineret în online, ca și anul trecut. Timp de 3 zile, în perioada 6-8 octombrie, programul începe zilnic la ora 12:30. Ne aflăm la momentul acesta la 15-a ediție. Sper ca 16-a ediție să o facem și cu prezență fizică. Aș vrea să scot în evidență faptul că încercăm pe cât posibil să ținem această tradiție chiar și în condițiile actuale, condiții care de fapt ne provoacă și nu ne împiedică totuși să nu avem această întâlnire cu copiii. Anul acesta politica de investiții a avut în vedere achiziția de cărți interesante nu numai pentru copii, dar pentru toți cititorii. De asemenea, vreau să le aduc la cunoștință copiilor că am îmbogățit
zestea de carte la momentul acesta. Îmbucurător este faptul că la acest eveniment numărul de utilizatori este mai mare decât în mod normal. Veți afla o mulțime de lucruri noi și interesante. În prima zi, copiilor le-au fost prezentate noutăți editoriale de la Librăria Humanitas. Vă felicit că participați la această întâlnire. Sunteți copii deosebiți și cu siguranță sunteți mari iubitori de lectură. Consider că o mare parte dintre voi ați vizitat până acum Librăria Humanitas din Râmnicu cu Vâlcea și o cunoașteți, la fel cum cunoașteți foarte bine și Biblioteca Județeană, unde voi sunteți utilizatori. Pe lângă noutățile editoriale de la diferite librării, copiii au avut parte și de momente de lectură oferite de scriitori de literatură pentru copii. Astăzi, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu la o afumătoare din comuna Berislăvești. Datorită intervenției prompte, a fost evitată arderea unei locuințe din apropiere. Pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o afumătoare dintr-o gospodărie aflată în comuna Berislăvești. În cursul dimineții, pompierii militari au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu în localitatea Berislăvești la o afumătoare. S-a intervenit pentru lichidarea acestuia cu două auto speciale de stingere, s-a reușit limitarea extinderii acestuia la casa de locuit până la stingerea incendiului. A ars afumătoarea, având circa 10 metri pătrați construită din lemn și produsele din carne aflate în acestea, precum și acoperișul unei anexe care stătea între acea afumătoare și casa de locuit, acoperiș având undeva la 5 metri pătrați. Reprezentanții ISU Vâlcea spun că pentru afumarea cărnii este recomandată utilizarea construcțiilor din beton. În principal este vorba de faptul că produsele în carne au fost puse la afumat într-o construcție din lemn. În această perioadă știm că pot să apară astfel de evenimente, de aceea amintim că punerea produselor din care l-a afumat trebuie făcută în spații special amenajate. De regulă este din zidărie sau alte materiale incombustibile și să aibă un curs aferent. De asemenea, tot în această perioadă în tradiție este și tăierea porcului. De aceea reamintim faptul că trebuie ținut cont de distanța față de materialele combustibile în momentul în care se trece la pârlirea porcinelor. Mulțumită intervenției prompte a pompierilor, s-a limitat extinderea incendiului la casa aflată în apropiere. Iarna și-a intrat în drepturi și în județul Vâlcea. Primul strat de zăpadă care s-a depus pe muntele Cozia are deja câțiva zeci de centimetri. Iarna calendaristică a început la data de 1 decembrie și după doar o săptămână, mai multe regiuni din țară, între care și județul Vâlcea, se bucură deja de prima zăpadă. După 3 zile de ploi în Râmnic, soarele a apărut timid și la munte. În Parcul Național Cozia, stratul de zăpadă atinge câteva zeci de centimetri înălțime. În zonele submontane și mai ales în zona montană, în alta județului Vâlcea, a nins abundent. Celor care pleacă la drum trebuie să țină cont de recomandările celor de la rutiere și mai ales dacă pleacă spre zona montană, recomandări făcute de cei care administrează, de exemplu, unde suntem noi acum, Parcul Național Cozia. Bineînțeles, e vorba de rangeri și de cei de la Salvamont. Dar mai multe amănunte, pentru că suntem Parcul Național Cozia, de la directorul Parcului Național Cozia, domnul inginer Pavel Prundure. Dacă mirajul cărărilor de munte acoperite cu un strat consistent de zăpadă vă cheamă, trebuie să dați dovadă de prudență, mai ales în această perioadă, și să țineți cont de câteva sfaturi. Suntem undeva cam la jumătatea drumului înspre vârful Cozia și vedem că nămeții de zăpadă sunt destul de mari. Măsoară aici cam vreo 30-40 de centimetri zăpada. Să nu plecăm oricum la drum, nici cu mașina și nici pe jos, dacă nu suntem echipați corespunzător, dacă nu avem, știu eu, merinde, ținută adecvată, apă, știu eu câte ne trebuie și ce să mai, să fim foarte pregătiți dacă vrem să ajungem în astfel de locuri. Iarna până la cabana Cozia se poate ajunge după câteva ore bune de mers numai la picior, deoarece drumul nu se dezăpezește, iar acolo vă puteți odihni și încălzi cu o cană de ceai îmbunătățit. Vârful Cozia, Ciuha Mare, se află la o altitudine de peste 1600 de metri. Traseul este unul de dificultate medie pentru cei experimentați. Versanții sunt abrupți pe o parte, așa că luați în calcul că iarna nu-i ca vara.
Lidera Ligii a patra Vâlcene la fotbal, Cozia Călimănești, nu mai poate pierde primul loc al clasamentului în acest an. În penultima etapă, elevii antrenorului Vasile Ilinca s-au impus cu 3-1 în deplasare la Mădulari și s-au distanțat la 6 puncte față de a doua clasată. În Liga a 4-a Vâlceană la fotbal, etapa a 12-a, penultima a turului, a programat derbiul primelor două clasate. Aflată pe poziția secundă, CS Mădulari, în echipament verde, a primit vizita liderei Cozia Călimănești. Gazdele au avut o primă tentativă la șutul trimis de la distanță de Andrei Drăgușin, la distanță de poarta lui Alin Dina. În replică, moldoveanul a trimis un șut din unghi, dar balonul s-a dus peste transversală. Gazdele au solicitat fără succes penalti la intervenția lui Tănăsie asupra lui Leonard Săraru, după care, la aceeași poartă, Bogdan Mihăilă a trimis în bară din lovitură liberă, balonul a ricoșat în fundașul Mazilu și apoi în brațele portarului Dina. Adrian Sârbu a trimis o diagonală perfectă pentru lovitura de cap trimisă cu boltă de moldoveanu peste portarul Murgoci și Cozia a deschis scorul. Golkiperul gazdelor a intervenit târziu la lovitura liberă executată perfect de Alexandru Uță, autorul golului 2 al trupei din Călimănești. Corner pentru gazde execută Drăgușin până la Alin Bucei, care își plasează lovitura de cap și înscrie pentru 1-2 rezultatul pauzei. În debutul actului secund, Mihăiță Mateiaș centrează de pe stânga, portarul Dina scapă balonul, Neculai Grecea insistă, însă deznodământul nu a fost cel dorit de formația gazdă. Un șut frumos expediat de Octavian Marinescu a trimis balonul puțin peste vincul lui Dina, după care, la cealaltă poartă, Alexandru Uță l-a întors pe tânjală, a șutat la colțul lung și a marcat al doilea său gol și al treilea al echipei pregătită de Vasile Ilinca. Același jucător a fost aproape de un nou supergol după lovitura de colț a lui moldoveanu. CS Mădulari pierde așadar cu 1-3, dar își păstrează poziția a doua în clasament. Așteam că o să fie un meci dificil, am jucat cu echipa de pe locul întâi. Ei fac pregătire, cred că în principal asta e diferența. Ei fac pregătire, noi nu facem. Ne strângem la meciuri, ei fac trei antrenamente. Cam asta e diferența. N-am jucat cu presiune, obiectivul nostru e unul dintre primele trei locuri și eu zic că deocamdată este un obiectiv. În condițiile în care nu faci antrenamente, e greu să emiți mari pretenții. Ar mai trebui poate și întări lotul dacă vrei să fii mai sus. Echipa știți că a fost făcută, am făcut-o pe scurt, adică transferurile s-au făcut târziu, obiectiv nu au băieții. Joacă pe premă mică la sfârșit de campionat, au salarii decente, nu decente, foarte mici, simbolice. Sunt mulțumit, îi felicit pe această cale și le mulțumesc. Noi anul acesta suntem acolo, ne bătem, respectăm fotbalul, mergem la fotbal, dar doar menținez încă o dată. Arbitrajele sunt foarte slabe, indiferent ce spun observatorii, vedem și noi avem ochi. Noi dacă spunem ceva ce nu domnule ca noi, păi cât să fie ca ei? Că greșesc, sunt foarte slab pregătiți arbitrii. Nu avem, nu știu, nu mai vin din spate arbitrii, domnul Mosor a arbitrat, nici el nu știe cum a arbitrat. Și încă o dată felicit amândouă echipele, deci a fost un meci frumos. Felicit băieții mei în special pentru dăruire și locul care, poziția care în clasament au locul 2, n-am crezut, v-am zis, noi nu facem un antrenament la 2 săptămâni, din iară să schimb un pic regula, o să intrăm pe antrenamente normale, 2-3 antrenamente pe săptămână și vedem unde ne găsim la vară. Și din vară, din retur, încercăm să pregătim și noi echipă mai puternică pentru anul. De partea cealaltă, Cozia Călimănești își consolidează poziția de lideră, are un avans de 6 puncte și nu mai poate fi detronată în acest an. Modularii au o echipă foarte bună cu jucători experimentați și, într-adevăr, astăzi am avut un meci destul de greu. Ne-au creat foarte multe probleme. Avem jucători foarte valoroși în cadrul echipei, jucători care au evoluat și la nivel superior și care eu spun că avem cel mai valoros lot din Liga 4. În ultima etapă din tur, Cozia Călimănești va primi vizita ocupantei poziției a treia, Sparta Râmnicu Vâlcea. Știrile după amiezii se opresc aici. Urmează analiza zilei cu Magda Popescu. Noi ne revedem mâine dimineață la ora 7. O după amiază plăcută tuturor. La revedere!